Bună ziua, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Și pentru că mai sunt mai puțin de 3 săptămâni până la începutul școlii, ne gândim la ce va urma odată cu 14 septembrie, la provocările care le impune învățământul online, provocările digitalizării în învățământ și multe altele. Astăzi am apelat la doi dintre specialiștii în domeniu. Unul a reușit să ajungă în studio, e vorba de domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și în câteva minute vom avea prin telefon pe doamna profesor universitar doctor Valentina Emilia Balaș de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, un specialist în domeniu, cum spuneam, la care o să aflăm destul de multe informații sper eu relevante în acest domeniu. Dar pentru că domnul profesor Buzerea este și, cum spuneam, manager de școală și se pregătește, are și un liceu greu din punctul de vedere organizatoric, având în vedere spațiile limitate pe care le au școlile din oraș, cum începeți școala? Care ar fi scenariul care vă avantajează sau ce a stabilit până în momentul de față? Cum vor învăța elevii de la General Gheorghe Maghieru începând cu 14 septembrie? Bun, nu este luată deocamdată o hotărâre finală. Noi ne pregătim pentru toate cele trei scenarii, verde, galben și roșu. Nu știm exact cum o să înceapă, dar cred că nu are mare importanță cum o să înceapă, pentru că pe parcurs acest lucru poate să sufere foarte multe modificări. Mai ales dacă ținem cont de faptul că numărul de cazuri este analizat la fiecare două săptămâni. Motiv pentru care noi ne pregătim pentru fiecare dintre aceste scenarii. Dar dacă tot m-ați întrebat care cred eu că ne-ar avantaja în momentul de față, eu cred că ne-ar avantaja, și aici mă refer la spațiile deținute, la numărul de elevi, cred că ne-ar avantaja, să zic, scenariul mixt, în care sau hibrid. În care o parte din elevi să vină la școală, iar cealaltă jumătate să facă ore acasă online, dar cu o specificație, clasele a 12-a să fie la școală. Și aici noi am mai avea, suntem încă în analiză, ca eventual pentru, măcar pentru o perioadă, și clasele a 9-a să vină la școală. Ca să obișnuiască cu viața de licean, să spunem așa. Da, cu viața de licean, dar acum dintr-o altă perspectivă, și anume că există riscul trecerii rapide la un scenariu roșu, cum a fost în luna martie, și atunci elevii și profesorii se vor muta în online. Și atunci am avea, credem noi, câteva săptămâni, 2-3-4 săptămâni, ar fi suficient ca să se obișnuiască cu platformele pe care le folosește liceul nostru, cu cadre didactice, să stabilim niște punți de contact. Toate bune și frumoase cu platformele, și mai ales că sunteți un liceu care vă bazați inclusiv pe informatică, e cumva normal să vă descurcați în acest domeniu. Ce facem însă? Aveți aparatura necesară pentru transmiterea live pentru ceilalți elevi care sunt acasă la un anumit moment? În momentul de față... Adică ne gândim doar la acel laptop care... Da, nu știu dacă ne ajută foarte mult. Avem parțial această aparatură, cred că am putea face față. Aici problema, credem noi că ne-am lovit, ar fi la transferul de date. Camere live în fiecare clasă înseamnă un consum foarte mare de date și atunci n-am folosit niciodată rețeaua instituției să vedem dacă rezistă. Dar în principiu, și nu știm camerele care le avem deocamdată cât de performante sunt. Am avut tatonări cu primăria, am avut discuții, există un proiect la nivelul municipiului ca primăria să se ocupe și să oferă astfel de camere performante. Ce facem cu celebrul Plessy sau Pepsi, în fine, a fost de tot râsul, să zicem, în ultimile săptămâni, plexiglasul despre care vorbim, despărțitoarele acelea pentru elevi, aveți nevoie de ele, dacă aveți, ce ar însemna ca și costuri, sau mai ales ce ar însemna din punctul de vedere, se găsesc firme să facă pentru toate școlile în același timp o asemenea lucrare?
Timpul este foarte scurt și eu cred că soluțiile acestea cu plexiglas ar putea fi valabile pentru clasele a 12, acolo unde sunt foarte numeroase. Să nu le împărțim în două, dar noi ne-am organizat astfel încât să mutăm clasele a 12 în spații mai mari, inclusiv în amfiteatru, astfel încât să nu fie nevoie de aceste despărțire prin aceste geamuri. În schimb, câți elevi vom avea într-o clasă, de exemplu, de la Magheru? Pe scenariile mixte, în amfiteatre, 27, iar în rest până la 24 de elevi. Deci cu acel metru în toate direcțiile? Cu metru fără mobilier în nicio clasă. Bun. La clasele a 12, la celelalte clase, maxim 12, 13, 14 elevi. Da, pentru că se împarte o clasă de 30 la 2, deci automat nu cred că e un interes să mergă să vină 20 și ceva într-o serie și numai puțini într-o serie. Este clar însă că învățământul digital face parte din viața noastră, va face de acum încolo parte în mod masiv din viața noastră. Până acum ne rezumam cel puțin la nivel de învățământ primar și gimnaziu la cele opționale de informatică. S-a făcut deja în urmă cu 3 ani un pas important prin trecerea informaticii la 5-8 în planul cadru, dar acum e mai mult de atât. Practic avem nevoie de disciplina informatică foarte mult, dar ne confruntăm cu o mare problemă. Pe scenariile acelea de reducere a orelor, am înțeles că rămâne valabilă reducerea orelor la clasa 5-a și a 9-a, pe lângă cea, clasa pregătitoare, informatica intră la matematică, practic, nu vom mai avea o oră în plus. Cum vedeți aceste lucruri din perspectiva profesorului de informatică? Nu cunosc problema, dar eu cred că în această perioadă este nevoie de mai multe ore, nu neapărat de informatică, ci de tehnologia informației. Și anume, adică să învățăm să lucrăm cu calculatorul, să dobândim competențe digitale. Și mă gândesc doar la faptul că noi ne gândeam ca profesorii de informatică la noi din școală, informaticianul și care mai au competențe foarte bune digitale, în perioada aceasta de început, 2-3 săptămâni, o lună, să facem ore suplimentare într-un fel sau altul cu elevii de clasa 9, să învățăm să-l folosească platformele, pentru că altfel, dacă îi trimitem, eu știu, vine sezonul rece, s-ar putea să pandemia să avanseze mai puternic și atunci ar trebui să avem să fie gata, să fie pregătiți, pentru că altfel ei sunt cei mai vulnerabili. Poate n-au folosit platformele, provin din foarte multe școli, provin foarte mulți din mediul rural, poate nu au folosit platformele care le-am folosit noi. Noi suntem una dintre școlile care imediat, chiar din martie, din a doua săptămână de școală, miercuri s-a intrat în stare de urgență, de luni am început orele în online, deci aveam pregătite anumite platforme. Nu știu dacă ei sunt gata pentru acest tip de învățământ. Iar reducerea numărului de ore la tehnologie informației. Da, practic intră cu orele de matematică pe unele dintre scenarii, că noi nu știm ce plan cadru avem, apropo că nu știm nici scenariul pe care mergem la școală, nu știm nici planurile cadru reduse, deci care vor rămâne în picioare. Sunt vreo 4 în discuție, cel puțin la nivel de gimnaziu, nu știu care e situația. Nu cunosc aspectele acestea la generală, la școala gimnazială, dar poate există alte oportunități, poate există variante să le introduci ca curriculum în decizia școlii, poate rămâne la nivel local. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă elevii nu vor avea competențe digitale foarte bune, nu vor putea învăța nici matematică, nici română, nu vor putea folosi tehnologia, pur și simplu. Păi aici este poate principala problemă pe care trebuie să o înțelegem toți, și anume, nu se mai poate fără competențe informatice, fără digitale. Deci, indiferent că vom veni la școală, învățământul nu va mai fi la fel, chiar dacă se va ajunge la un moment dat la un normal în ce privește venirea la școală, activitatea cum era, să zicem, în urmă cu un an, e nevoie de suportul informatic, va fi din ce în ce mai mult nevoie de acesta. Bine, spuneați adinorea că e nevoie de aceste competențe digitale și că din ce în ce mai mult este nevoie de aceste competențe.
Să știți că încă din 68 în Japonia se pune problema acestor competențe și vorbesc de societatea, să zicem așa, societatea informațională. 68 până în 2020 este deja foarte peste mulți 50 ani. De ani, da. Peste 50 de ani. Sunt foarte multe studii care arată că competențele digitale sunt nevoie în tot mai multe domenii. Este clar că învățământul, nu numai în România, dar cred că în vestul undeva s-a schimbat mai repede. S-au mișcat mai repede cei din vest și s-au orientat către a furniza elevilor lor astfel de competențe digitale, pentru că inclusiv piața muncii cere astfel de competențe. Este clar că nu putem vorbi acum, în momentul acesta, ce trebuie și ce se va întâmpla peste 10 ani. Nu știm, uitați-vă că un elev intră acum pe poarta școlii, iar peste 12 ani este pe poarta școlii. Nu știm ce competențe trebuie sau ce meserii pentru ce meserii va sau ce provocări pentru care va fi el va trebui să-l pregătim pentru ca face față peste 12 ani. Însă cred că cei din vest s-au mișcat un pic mai repede, este clar că și pentru ei a fost pandemia a fost o surpriză, dar cred că au fost un pic mai organizați și pentru că vorbesc mai de multă vreme de acest învățământ online, de învățământ digital, de competențe digitale, de competențe Bine. Ale secolului 21. Apropo de pregătire de cei din vest mai repede decât în SPI, inclusiv între noi, luăm exemplul liceului dumneavoastră și a unui alt liceu cu alte profile sau nu mai vorbesc de școlile gimnaziale, care s-au adaptat mai greu la digital. Deci ați avut cumva niște pași înainte și mă gândesc că ați avut și niște proiecte Erasmus care v-au ajutat în direcția asta. Deci nu ați plecat pe... Ați furat cumva startul, da. În sensul că erați la cel puțin câțiva metri în fața celorlalți. Am furat startul, nu ne-am gândit că va fi pandemie, dar acum câțiva ani am aplicat pentru câteva proiecte, de fapt acum 2 ani am aplicat pentru câteva proiecte care vizau tocmai integrarea tehnologiei în procesul didactic. Și nu numai, inclusiv predarea prin metode STEM, integrarea, folosirea platformelor de, un proiect este pe folosirea platformelor de e-learning pentru competențele secolului 21, altul pe integrarea, să zicem, m-learning-ului, adică a telefoanelor mobile și tabletelor să le folosim în cadrul lecțiilor și într-un fel am avut șansa să luăm contact cu ceea ce se întâmplă în vest, am avut și obligația să realizăm anumite produse care în martie ne-au prins foarte bine. De asemenea, deci nu numai e vorba, vă spuneați, de specialiștii pe care îi aveți la liceu și care pot să-i instruiască atât elevii cât și profesorii care, să zicem, nu ar avea competențele necesare să facă față acestor cerințe. Da, inclusiv doi formatori la Casa Corpului Didactic care pregătesc în acest moment cadre didactice pentru a folosi tehnologia. Ne bucurăm că am reușit să furăm, așa cum spuneam, să furăm startul. Pentru noi este un avantaj, dar în momentul de față este și o provocare. Pe partea aceasta, când vorbim de învățământ digital, de e-learning, de instrumente digitale, lucrurile sunt foarte complexe și mi s-a părut că denumirea, că titlul emisiunii dumneavoastră este unul foarte bine, foarte bine ales. Provocări, pentru că aici vorbim și despre avantaje, și despre oportunități, dacă vrem, și despre foarte multe riscuri. Aici riscuri sau dezavantaje, sunt specialiști din diverse domenii, inclusiv din domeniul informaticii, care spun diverse lucruri nu prea plăcute, adică există riscuri foarte mari. Pe lângă avantaje sunt și dezavantaje. Există riscuri, există amenințări, dar să știți că, din punctul meu de vedere, foarte multe din aceste riscuri, din aceste, să zicem, dezavantaje, se pot transforma relativ ușor în oportunități. Da, avem prin telefon pe profesor universitar dr. Valentina Emilia Balaș de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră Pe Calea Undelor. Vă mulțumesc pentru invitație. Avem o emisiune dedicată provocărilor digitalizării în învățământ, așa am intitulat-o. Este alături de noi domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General George Magheru din Târgu Jiu.
și vorbeam tocmai despre provocările învățământului digital, să spunem așa, provocările digitale la care sunt supuși elevi și profesori în această perioadă, de fapt în ultimile luni din anul trecut școlar și ce urmează în această toamnă. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Da, încă o dată mulțumiri pentru invitația la participarea în această emisiune. Îl salut și pe Marius Buzera, un bun prieten pe care îl cunosc foarte bine de ani de zile și pe care îl admir pentru modul în care a știut să gestioneze școala pe care o conduce și colectivul de profesori. Referitor la tematica emisiunii dumneavoastră, sigur că da, suntem într-o criză acum, criza COVID-19, care a schimbat complet fața învățământului nostru și învățământului global, e un moment al solidarității când trebuie să încercăm să facem tot ce putem mai mult. Și evident că educația nu va arăta așa cum este acum, în viitor, dar pentru o perioadă, eu o văd cam aproximativ încă un an, luându-mă după ceea ce au anunțat universitățile americane, deschiderea în toamna lui 2021, această situație va mai continua, dar ce pot să vă spun pentru prima dată, acum învățământul, putem să-l privim de la învățământul primar, învățământul gimnazial, liceal, învățământul superior, care mă privește pe mine. Sunt implicată și în celelalte etape, așa că pot să spun un lucru pentru învățământul primar și gimnazial. Părinții sunt pentru prima dată puși în fața unei situații extraordinare, dar eu consider că au ajuns în situația de a face ceea ce trebuie să facă. Deci ei trebuie să fie implicați în educația copiilor lor. Până acum eu am observat o tendință de a pune centrul de greutate complet pe școală și pe retragerea lor, oarecum într-un plan secundar, și lăsarea copiilor să se descurce strict prin ceea ce se întâmplă la școală. Ei acum au fost direct implicați, au ajuns și ei să ia contact din nou cu educația, cu YouTube, cu fel și fel de lecții și să-și sprijine copiii. Deci s-au transformat rapid de tot o parte din ei, sper că mai mulți, în mici suplinitori, asistenți sau chiar în profesori pentru IT, care trebuie să stea la domiciliu, au stat la domiciliu și copiii și părinții. Ce pot eu să spun în treaba aceasta ce privește digitalizarea? Trebuie să privim două aspecte. Digitalizarea educației, că asta, la asta am ajuns și, de fapt, bazele s-au pus în urmă cu mai mulți ani de către Ministerul Educației, dar poate pașii au fost prea mici. La digitalizarea educației trebuie să avem în față aspectul în ce privește audiența, copiii, profesorii, părinții. Audiența aceasta trebuie să fie literată, adică educată, să știe să lucreze cu toate aceste mijloace și instrumente. Și punctul 2, informația care se prezintă trebuie digitalizată. Aici eu cred că este o lacună și anume chiar ar trebui introduse ca materii pentru profesorii care vor fi formați ca învățători, profesori gimnazial pe învățământul liceal, să digitalizeze informația. Deci digitalizarea informației nu înseamnă că tu transmiți manualul care l-ai avut sau, eu știu, lecția care ai avut-o într-un format PDF și îl pui pe WhatsApp sau îl pui pur și simplu pe un grup de lucru, pe Zoom, pe Skype sau pe ce se lucrează. Nu. Digitalizarea informației trebuie să introducă conținuturi mult mai atractive ca să motiveze elevul. Deci cel mai important lucru, mi se pare mie, să motivezi elevul, să-l faci atent acolo, chiar dacă unii profesori, am văzut că solicită existența unor
camere web ca să vadă ochii copiilor sau să le vadă fețele. Dacă ei nu sunt motivați, nu sunt atrași, stau cu ochii în jos sau chiar în telefon, se gândesc în altă direcție, nu s-a atins niciun scop. Ce înseamnă lucrul acesta? Profesorul care transmite aceste informații digitalizate într-un format care să atragă elevul, trebuie să fie format. Deci, nu știu, cursurile acestea de formare în ce măsură s-au realizat, când știu că sunt destui profesori care poate nu știu să-și transmită un e-mail, nu mai vorbesc să-și facă un PowerPoint. Am văzut și eu cu ochii mei aceste lucruri în cadrul incursiunilor mele ca președinte al comisiilor de bacalaureat. Sper că au mai avansat profesorii în direcția aceasta. Deci, dacă copilul este motivat, acesta va fi atent și va putea să preia informația respectivă. Dar părinții în continuare au un rol imens. Dacă nu supraveghează copiii și numărul de ore, poate sunt fel și fel de statistici aici, sub 4 ore pe săptămână e timpul care și-l petrec cu elevii, cu copiilor. Acest lucru este complet insuficient și duce la rezultate dezastroase. Deci copilul lăsat, fără să fie ajutat, supravegheat, ce să mai vorbesc, copiii de clase primare trebuie să pornească de la zero, ori numai cu un învățător în față e foarte, foarte greu. Deci părintele are un rol imens. Aș trece puțin mai departe spre domeniul care mă interesează, învățământul superior. Intervine aceeași problemă, motivarea studentului. Deci dacă tu nu îi prezinți un conținut atractiv, acel student care stă și te ascultă zice la un moment dat, mai bine urmăresc cursul care mi l-a trimis în format PDF sau intră online și nu-și pune camera, nici nu știi dacă îți vorbești unui student sau e cineva acolo, nu e nimeni acolo. Experiențele care le-am avut chiar anul acesta, în ianuarie, în drumurile mele în India. Ianuarie-februarie, am mai avut încă două conferințe în India. M-au impresionat profund. La un moment dat am fost contactată în Chennai de un furnizor de servicii de educație, acolo au foarte multe firme, care digitalizează informația. A vrut să se întâlnească cu mine și să-mi propună să-i dau cursurile mele, să le transpună într-un format și am întrebat cum ar putea să apară, mi-a dat o mulțime de exemple, o oră de curs e transformată, de fapt, într-o prezentare de 15 minute pe care studentul o poate urmări pe telefonul mobil cu anumite animații, cu relațiile respective, nu niște lecții stufoase, ci niște lecții care să-l atragă și din care să rămână cu niște cunoștințe bune. Am fost foarte impresionată de lucrul acesta. Dar am întrebat, evident, și cât costă. Costurile sunt destul de ridicate, pentru că implică o firmă întreagă care face lucrul acesta. Pentru noi, ca și profesori, e foarte greu să ne atingem aceste criterii care și le-au impus unii și noi trebuie să ne le impunem. Să ne facem singuri aceste cursuri. Deci e un volum imens de muncă. Pot să vă spun că în perioada aceasta, atât eu cât și colegii mei și din celelalte categorii de învățământ primar, gimnazial, liceal, au muncit imens. Cei care au o chemare, au un har anume. Pentru că nu toți profesorii pot să spun că sunt foarte bine pregătiți și sunt motivați să facă lucrul acesta, cu toate că salariile au mai crescut.
Deci, profesorii adevărați sunt interesați să aibă elevi cu rezultate bune, să aibă studenți cu rezultate bune, să îi vadă mulțumiți și, într-adevăr, să iasă în evidență cu ceea ce își propun să facă. E destul de complicată această problemă dacă profesorul nu este bine pregătit, deci o condiție imensă a succesului, poate 80% în formarea aceasta digitală a elevului, a studentului, este ca acel cadru didactic să fie de calitate. Dacă nu se pregătesc în direcția aceasta să aibă niște lecții care să motiveze studenții, rezultatele nu se vor atinge. Bine, la nivel universitar lucrurile, să spunem așa, stau mai bine pentru că toată lumea este mai pregătită pe domeniul ăsta, să spunem, pe domeniul informatic. Au alte și există și dotări mai bune decât în învățământul preuniversitar. Problema mare, pe lângă lipsa de dotare sau faptul că profesorii nu se pricep unii dintre ei să folosească partea digitală, s-a vorbit foarte mult și în această vară și se vorbește de la intrarea în vigoare a legii Educației Naționale din 2011, de acea bibliotecă digitală care să aibă lecții, materiale și toate celelalte. Până la urmă am înțeles zilele acestea că nu o să o avem nici în această toamnă. Nu cunosc amănânte în direcția aceasta, dar e foarte important să existe acea bibliotecă digitală. Din punctul nostru de vedere, al învățământului superior, lecții sunt nenumărate pe internet, pe YouTube. Deci multe țări nu stau pe loc și muncesc. În vara aceasta au muncit imens și și-au făcut aceste biblioteci digitale. Referitor la învățământul nostru, nu pot să vă spun, pentru că în fond este o programă și trebuie respectată. Dar pentru studenții noștri, cunoștințele sunt aceleași. Deci ingineria electrică, electronică este aceeași indiferent de țară. Teoremele care se învață, problemele care se pun, sunt aceleași. Deci pot fi trecute aceste probleme. Și biblioteca imensă care o reprezintă internetul poate să suplinească. Ce pot să vă spun eu, că am observat un lucru interesant. Studenții noștri, toți, când sunt puși în fața unei lecții în care trebuie să stea în fața calculatorului o oră, concentrarea este destul de scăzută. De aceea, probabil, lecții mai scurte, cum am spus, de minute mai scurte și cu conținuturi atractive, pot să fie mult mai bune decât unele lungi. Însă acolo nu este vorba de performanță, e vorba de o formare a unui student pentru a putea activa într-o anumită meserie, dar fără să zicem că face o performanță, să meargă spre cercetare sau stagii de doctorat și așa mai departe. Acolo e nevoie de foarte multă muncă. Deci, biblioteca aceasta digitală, care eu am înțeles că ar însemna punerea împreună a unor cursuri ținute de profesori de calitate, da, care și-au realizat aceste cursuri și la care pot avea acces și elevii. Din, da, similar și în preuniversitar, da, este același lucru, da. Da, și din medii, să zicem așa, sunt undeva la munte sau nu au niște cadre foarte bine pregătite, e totuși un avantaj pentru ei că ar putea să participe la asemenea cursuri cu condiția să aibă dotarea respectivă. Deci aici, într-adevăr, cred că se suferă foarte mult pentru că sunt multe familii defavorizate care nu au resurse și înțeleg că sunt foarte, foarte mari probleme. Sau copiii au primit acele tablete și după câteva zile le-au spart, le-au deteriorat. Ce să mai fericiți cei care le-au primit, că așteptăm încă să se concretizeze promisiunile guvernanților cu cele
500, cele 250.000 plus alte 500.000 prin primării, care ar rezolva, să spunem, o parte din problemă. Da. Foarte mult contează, părerea mea, atitudinea primarului a localității respective. Pentru că sunt unele localități, am văzut, cred că la Ciugut, din câte am mai citit, sau și în județul nostru, în Arad, am mai auzit, în care primarii s-au implicat și au creat niște condiții, poate ca și cele din țări avansate din Europa. Deci se poate, se poate, însă banii trebuie folosiți cu mare chibzuință și copiii ar putea beneficia. Aș vrea să mai spun un singur lucru. Copiii, ori în ce mediu se nasc, toți sunt niște mici genii. Totul ține de profesorii care îi vor avea în grijă și se ocupă de educația lor. Deci e mare păcat că acești copii nu evoluează în mod egal, pentru că au carențe în ceea ce privește profesorii care îi pregătesc și această dotare care trebuie să existe, pentru că în această eră digitală nu vom mai reuși, nu vom face față pe piața muncii în Europa, pe piața muncii globale, cu cunoștințe învechite și fără aceste dotări de IT. Da, e importantă sublinierea dumneavoastră, mai ales că, de exemplu, școlile gimnaziale din toată țara, în proporție de 70-80%, chiar și în mediul urban, folosesc laboratoare de informatică din dotările anilor 2004-2005. Deci să vă dați seama ce înseamnă această întârziere digitală, ca să nu mai spunem, să nu spunem altfel. Vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră la emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu mare plăcere la emisiunea Educația atunci când se poate. Sigur că da, vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă mulțumim mult. A fost cu noi doamna profesoară Valentina Emilia Balaș de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Revenim la discuția din studio împreună cu domnul profesor Marius Buzerea. Da. Primul lucru, haideți să tragem concluzie la ce a discutat cu doamna profesor universitar. Da, am notat aici vreo 4 direcții de discuții. Dânsa, într-adevăr, a punctat foarte bine ceea ce a spus. Și, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, învățământul online, inclusiv, dar așa a fost gândit de la început, era să stabilească, să găsească noi modalități prin care profesorul să lucreze cu elevul, să se întâlnească, deci noi astfel de oportunități și să mute cumva zidurile școlii mult mai încolo, inclusiv în camera sau la biroul elevului. Acum, în acest context, învățământul online înseamnă că sala de clasă nu mai este sala în care elevul predă, în care profesorul predă, mă refer la sala de clasă obișnuită, ci se extinde cu camerele în care elevii își fac orele. Asta spunea doamna profesoară că anumiți profesori țin foarte mult ca elevii să aibă camerele pornite. Pentru că, într-adevăr, în sala de clasă, elevul vede din limbajul trupurilor copiilor, dacă profesorul vede dacă elevii sunt atenți, dacă le pierde atenția și găsește metode să-i focuseze. Aici nu mai este acest lucru. Aici, practic, acest online pune oarecare barieră și profesorul prin limbajul lui non-verbal, eu știu, anumite gesturi prin care poate să accentueze anumite aspecte care le consideră el mai importante, dispar aceste oportunități. Atunci este clar că părintele ar trebui să fie undeva acolo și să aibă grijă ca elevul să fie atent. Iar când vine vorba de elevi în ciclu primar și gimnaziu, clasa 5-a, 6-a, lucrurile sunt cu atât mai mult mai importante, pentru că elevii lăsați singuri își pierd atenția și atunci învățământul devine pur și simplu, nu are niciun efect. Asta referitor la... Și aici am schițat eu ceva. În momentul în care camera elevului
se transformă într-o sală de clasă, se poate întâmpla și următorul, poate avea și următorul lucru. Ce se întâmplă dacă sunt doi elevi, doi frați, trei frați, patru frați, care împart aceeași cameră sau eventual și același device. Deci lucrurile se complică destul de mult și nu știu, din punctul ăsta de vedere, dacă noi suntem pregătiți. Un alt lucru care mi-a atras atenția și pe care doamna Baja a punctat foarte bine era referitor la pregătirea profesorilor. Eu consider că în partea aceasta de pandemie, de pe semestru 2, lucrurile au fost oarecum, să zicem așa, de supraviețuire. Profesorul de foarte multe ori a pus ceva pe internet, elevul a citit, nu l-a citit. Este clar că mai departe nu se poate merge așa, iar învățământul online nu presupune asta. Asta înseamnă că ceea ce facem noi acum și încercăm ca cât mai mulți profesori să aibă competențe digitale și învățăm să folosească anumite platforme, este iarăși un, să zicem noi, un alfabet al digitalizării, să folosească platforma respectivă, pentru că există foarte multe studii care spun că atunci când tu îți alegi o platformă, trebuie să ții cont de modul în care poți să poziționezi resursele acolo, să postezi aplicațiile pe care le poți folosi, suportul pe care poți să-l asiguri elevilor și evaluare. Și aici, când vorbim despre resursele pe care noi le asigurăm elevilor, doamna profesor a spus foarte bine, o fotografie a unei lecții sau unei dintr-o colegie trimisă pe Skype sau mai știu ce, pe WhatsApp, nu înseamnă nimic. Noi ar trebui să punem astfel de resurse care sunt prelucrate, de exemplu o fotografie, sunt aplicații care poți să-i aplici prin care unei fotografii poți să-i atașezi niște text, niște animații, eu știu, un sunet, adică un fișier sunet prin care să-l atragi pe elev, pentru că învățământul online asta face. Sună bine. Își pierde repede interesul și atunci trebuie să-i furnizezi materiale, resurse prin care el să le folosească și parcurgând aceste resurse să învețe. Pentru că și să construim aceste resurse astfel încât prin parcurgerea lor și prin lucru cu aceste resurse, în special practic, elevul să învețe, dar noi să le proiectăm în așa fel încât să nu fim tot timpul gândul ce va memora, ce va reține elevul neapărat dacă eu îl pun să reproducă ce va reține. Că poate sunt alte, așa este, sunt alte lucruri mai importante decât cu ce a rămas elevul, să zic, dacă îl punem să reproducă la cât la sută din foaia mea pe care am trimis-o prin WhatsApp. Sunt corecte observațiile dumneavoastră, dar trebuie să ținem cont de anumite lucruri. Da, de asta vorbim acum, pentru că profesorii în momentul de față nu sunt pregătiți, iar noi facem acum un nivel de alfabetizare. Aici e problema, noi facem alfabet. O platformă. Da, de aici și până a face acele lecții în format digital, e o cale lungă, de asta era nevoie de acea bibliotecă digitală de care vorbeam mai devreme. Este. Apoi mai este o problemă. Facem alfabetizarea cu profesorii. Elevii sunt pregătiți pentru, ei sunt, într-adevăr, sunt și de la vârste foarte mici, se descurcă cu tableta, așa, s-au născut cu tableta în mână de la 2-3 ani, să zicem așa, o pot folosi. Cu toate acestea, sunt ei capabili să folosească nu numai platformele, ci să ajungă la acele animații sau ce mai se întâmplă într-o lecție? Sunt capabili. Este clar că presupunând că profesorul poate să facă o asemenea lecție. Da. Copiii acum învață altfel decât învățam noi acum 20 de ani. Ei, să zicem așa, sunt nativi digital, înțeleg tehnologia într-un mod pe care noi nici care o folosim zilnic, nu o înțelegem. Este clar că ei au aceste valențe și pot să învețe. Acum depinde de profesori, depinde foarte mult de calitatea profesorilor. Și profesorii, să știți că sunt în fața unor provocări foarte mari, pentru că sunt o grămadă de aplicații pe internet care sunt gratuite. Unele sunt, că vorbeați înainte de riscuri, pot să fie gratuite, să zic, până în decembrie sau
pentru un anumit număr de utilizatori, pentru un anumit număr, anumite cantitate de conținut, numai sau numai pentru anumite fișiere, și atunci pot să apară anumite probleme ca profesorul să nu mai poată să le folosească. Este clar că vorbeam de, mi-am notat aici, de alegerea acestor aplicații. Eu pot să găsesc o aplicație care să fie fantastic de bună pentru ceea ce predau eu, dar să am surpriza că atunci când o transfer și solicit ca elevii să o folosească, ei să nu poată folosi. Poate nu au anumite aplicații, poate nu au anumite browsere, poate nu au anumit sistem de operare, și atunci este clar că pot să apară probleme. Vorbea doamna profesor de volumul de muncă. Volumul de muncă a unui profesor acum este foarte mare. Da, a crescut fantastic după de la intrarea în pandemie. Trebuie să la cei creze... care, într-adevăr, și-au au făcut învățământ online. Da, dar și aici mă refer la învățământ online, nu fotografia unei lecții și punerea ei pe o platformă. Da. Crearea celor teste, care poate să-ți ia foarte mult timp, să concepe acele teste, să concepe acele evaluări. Este clar că aceste teste se evaluează singure și ți este, dar construcția este ușor ca ție ca profesor, dar să construiești un astfel de test nu este simplu. Să construiești lecții, să construiești resurse educaționale, acum este foarte greu. PowerPoint-ul este învățământ digital sau nu? Este lecție online? Pentru că de multe ori își au o lecție din Word, o pun în PowerPoint și gata, am făcut... Vedeți, din punctul meu de vedere, faptul că un profesor face o fotografie la o lecție din manual sau se înregistrează, face un webinar, se înregistrează el când spune în fața unei camere și ține acolo un monolog, este cam același lucru, sau un PowerPoint. Elevii în mediul online își vor pierde repede răbdarea. Nu vor avea în clasă, abia au răbdare 50 de minute dacă nu este ceva interesant. Și dacă stă profesorul sau învățătorul cu ochii pe ei, că altfel da. Nu vor fi atenți 50 de minute de nici măcar la școlile bune. Dar ați vorbit, a vorbit și doamna profesor, despre părinți, despre implicarea părinților. Păi, mai avem o problemă, e adevărat. Pandemia a făcut ca părinții să fie acasă din rațiune economică, nu s-a mai lucrat nimic. Între timp, economia și-a mai revenit. Părinții va fi extrem de greu să-i avem acasă să supravegheze copiii și nu știu dacă ne permitem ca țară să-i finanțăm, există și varianta dacă se suspendă cursurile față în față, ca părinții să fie plătiți pe perioada respectivă, există lege. Dar nu sunt acasă ca să fie alături de copii, mai ales dacă se face învățământul digital, sau, și mai important, ce spuneți dumneavoastră pe varianta aceasta hibridă, în care facem lecție în clasă, live, pentru cei de acasă, nu prea este învățământ digital. Adică, da. Sau online, în ce sens nu prea este? Vom vedea un profesor care vorbește cu cameră de, poate să fie și performantă, dar de discutat, el va fi urmărit pe live acasă de către ceilalți copii, dar nu prea putem să folosim, că ori în clasă nu avem dotările necesare pentru ceilalți copii, ori acasă nu pot să urmărească diverse lucruri de pe live. Deci, practic, va fi tot un monolog sau eventual o schemă pe tablă. Da, probabil aici, să zic că există și avantajul că elevii de acasă pot să pună întrebări în timp real și profesorul poate să le răspundă. Dar aici revenim din nou la dotarea tehnică. Este foarte important. Și din punctul meu de vedere, un profesor când va alege să folosească o anumită aplicație, trebuie să țină cont foarte mult de ce au elevii. Acum... Păi, bun. Hai să vorbim românește, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare. Tabletele, telefoanele, puteți să desfășurați la nivel de liceu, că la gimnaziu, la învățământ primar e mai simplu. Puteți să folosiți, e suficient acest tip de aparatură, chiar dacă are memorie bună, să spunem, sau dacă este performant, să se poată face lecții cu adevărat performante? Adică vreți să faceți nu știu ce aplicație, nu știu ce... Pentru liceu, în anumite locuri, tableta, telefonul nu va fi suficient, este clar. Poate și ăsta e și motivul pentru care elevul trebuie să vină și la școală. De fapt, învățământul online, când a fost el gândit, a fost gândit în paralel cu învățământul tradițional, care are loc în clasă. De fapt, a fost gândit ca o completare, să asigure mai multe oportunități de întâlniri între elev și profesor.
Dar noi vorbim acum, ne referim doar la scenariul roșu, când învățământul trebuie să fie doar online. Eu sper să nu mai ajungem în scenariul roșu în care totul va fi online, dar dacă ajungem, pentru că asta este, noi trebuie să fim pregătiți. Sunt foarte multe provocări și, de exemplu, că vorbim despre că elevii folosesc, și eu am avut surpriza să am clase în care majoritatea elevilor foloseau, nu aveau un laptop sau un PC. Deci toți foloseau telefoanele. Telefoanele. Asta este pentru profesor, să știți, este o mare provocare și provocarea aceasta începe, să zic, de la momentul în care profesorul va trebui să aleagă o aplicație. Aplicația asta trebuie să fie valabilă, că, de exemplu, luăm foi de calcul Google, că vorbeam astăzi cu cineva, cu un coleg, foile de calcul Google nu arată la fel pentru un, să zic, pe un, pe o aplicație pe iPhone sau pe tabletă sau pe laptop, dacă îl deschid, sau nu este aceeași cu Excel-ul. Nu are aceeași funcție. Și atunci profesorul va trebui să aleagă foarte bine când alege o aplicație, să gândească foarte bine la o fișă de lucru, care la o fișă de lucru, să gândească foarte bine ce scrie acolo, ca el să poată fi verificat, să poată fi realizat și de un profesor care folosește, și de un elev care folosește acasă, să zic, foi de calcul Google sau alte tipuri de foi de calcul din alte aplicații online. Din ce am văzut pentru ultimul minut, există părerea că, de exemplu, partea umanistă se poate face mult mai ușor pe online, nu mai vorbesc informatica și alte lucruri, dar matematica, științele în general spun că au o problemă la partea practică din cauza învățământului. Științele și învățământul tehnic. Învățământul tehnic, învățământul profesional va avea o mare, mare problemă, pentru că învățământul profesional, învățământul vocațional, învățământul tehnologic înseamnă foarte mult activitate în laborator. Deci începem școala pe 14 septembrie și să sperăm că începem la școală, nu în altă, da, deci nu în online. Eu sunt convins că vom începe la școală și cred că toată lumea își dorește acest lucru, poate nu cu clasa întreagă, dar dar sigur va fi și cu suport online. E clar, suport digital nu se mai poate fără. Și în primul rând trebuie să ne gândim că în vest învățământul ăsta online era deja, să zic, o parte a învățământului activist de zi de zi a unui elev. Proiectele se depuneau online, erau anumite, sunt foarte multe țări care pe lângă, să zic, 75% din ore la o anumită disciplină, 25% erau online, deci trebuie să ne adaptăm. Timid, poate și cu siguranță și la Magheru, că știu, dar și la alte licee din Târgu Jiu, se folosea și varianta online cât de cât, într-un procent mai mic sau mai mare. Nu era nici cadrul legal. Da. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Am fost împreună cu domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, și doamna profesor universitar dr. Valentina Balaș de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Mulțumim pentru atenție. La revedere!